1 Corinteni capitolul 12 De pildă, versetul 8, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită acelui Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tărmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Versetul 9 zice, altuia credința prin același Duh. Vă puteți reașeza, vă reamintesc că dacă aveți întrebări le puteți adresa prin acea aplicație, dacă vreți să pui codul rapid pe display pentru cei care sunt noi și nu au acces la grupurile de WhatsApp, există posibilitatea aceasta. Dar înainte de toate, aș vrea să continuăm în acest studiu, știu ce cred, e foarte important să știm ce credem, da? Vă reamintesc și celor care nu ați fost prezenți până acum niciodată joia, vă spun că suntem la învățătura Cuvântului Sfânt, învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, în conformitate cu ceea ce credem noi ca și penticostal, suntem membri în cultul penticostal, biserica aceasta este penticostală pentru cei care nu știați, așa, și cineva zicea apostolică, bătizată cu Duhul Sfânt, amin, Doamne ajută, slăvit să fie numele Domnului și am luat mărturisirea de credință, am ajuns prin aceste studii de anul trecut și continuăm și anul ăsta școlar, la lecția 21, Darul Credinței, în această... În această Seară, vă puteți nota rapid numărul, că după aceea intrăm în slide-uri PowerPoint. Dacă cumva nu aveți acces la întrebări, vă rog să le puneți cât mai repede posibil, ca să nu fie prea lungă seara asta. Oricum, o să trecem peste program cel mai probabil, pentru că programul nostru este Duhul Sfânt. Amin? Slavit să fie Domnul. Noi credem în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea profetică. Dacă Dumnezeu descoperă ceva dintr-o dată, noi suntem dispuși să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. M-aș bucura să fie ridicați proroci în această biserică, chiar și tineri care să-mi întrerupă predicere, dacă se poate toate. Și Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere, într-un mod supranatural. V-ați notat numărul, e ok, putem intra în PowerPoint. Darul credinței în această seară. Aș vrea să ne înțelegem sau să ne reamintim legat de clasificarea darurilor. Că avem această categorie de daruri, darurile de putere. De ce sunt numite așa? Pentru că se manifestă o putere supranaturală vizibilă. Prin toate celelalte se arată puterea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu, dar prin aceste trei daruri se arată o putere dincolo de capacitatea inteligenței umane și mai mult decât asta, că la fel se întâmplă și prin darul de vorbire despre înțelepciune și prin darul cunoștinței, depășește inteligența umană, dar prin darul credinței, a tămăduirilor și darul de a face minuni, se vede în mod practic, foarte rapid, o lucrare supranaturală. De exemplu, o tămăduire, dacă intră un slăbănog în biserică și Dumnezeu vrea să-l vindece, noi credem noi credem, că Dumnezeu o poate ridica în picioare și să umble. Cine crede ca mine? Să facă un semn. Slăvit să fie Domnul. Poate e ai cineva aici bolnav, nu știu de unde au venit, la spital, nu știu cine sunteți, da? Poate ai o boală care nu o știe nimeni și nu vrei să vorbești cu cineva. Noi credem că în biserica contemporană, în vremea de azi, fără să se facă mișcări de mase, fără să se spună, o, oh, ta, vrem să facem filmări cu omul la care își pune mâinile, se vindecă, nu. Lucrarea Domnului de foarte multe ori ascunsă, nu știe nimeni. Mergi la un bolnav acasă, te rogi pentru el, el îi slăbănog, Dumnezeu îl ridică în picioare și îl vindecă. Și o să afli asta poate peste trei ani, dumneata care nu ești din neamul acelei familii, dar Dumnezeu și azi lucrează. Darul credinței în această seară o să vedem ce nu este darul credinței. În primul rând, credința aceasta din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, nu este o credință care să presupună o încredere naturală, adică să accepti că există legi pe care nu le-ai experimentat personal. Sunt oameni care spun, da, eu n-am experimentat minunea aceea, dar e posibil să se întâmple, am o, un soi de credință. Până la urmă, credința asta naturală, aproape întotdeauna când văd pe cineva care vine foarte tare din contrasens cu mașina, îmi dau seama că pentru ca să rămân pe linia mea și să mă duc pe banda mea, trebuie să am credință. Și că șoferii au un soi de credință? Au credința că nimeni din contrasens nu derapează, nu-i sară niciun cauciuc la niciun șofer de pe altă bandă, da? Tu ai credință că dacă respecti banda ta, respecte și altul. Că nu întotdeauna e așa, ne mai păzește Domnul, adică numai Domnul ne păzește, slăvit să fie numele Lui. Dar există un fel de pact. credința asta când cineva citește o carte, da? atunci când se retrage din acel fir epic, din narațiunea aceea, el știe că nu e 100% adevărat ce se scrie acolo, că există așa un sistem în care se descriu lucrurile, da? dar când el citește așa de mult se integrează și se implică în acel roman sau în ce citește, încât face un pact cu autorul. Și el, indirect, o perioadă scurtă, crede că asta se întâmplă, de-aia cu sufletul la gură cât un cititor și zice, vai, abia aștept să văd ce se întâmplă. E o credință naturală. Apoi e vorba de o credință strămoșească. Asta înseamnă religia din care tu vii tu. Acum, în 6 ianuarie, credința asta s-a văzut foarte clar. Am fost prin mai multe locuri și am văzut oameni care merg, nu contează cum erau îmbrăcați, au ceva cu ei, da? au cicapă sfințită, le dă cu un mop, nu știu ce, cu, ce, cu, nu știu cum sfințesc, cai, mașini. Asta e o aberație, dragilor. Asta nu are nimic cu Biblia atați mi în Biblie unde un apostol o sfințit animale. Și pentru ce să le sfințească? Da, eu cred că dacă te așezi într-o casă nouă sau stai în chirie, e foarte important când intri în casa aia pentru prima dată sau pentru primele dăți, să te rogi pentru protecția lui Dumnezeu în casa aceea, să fie Dumnezeu prezent, să alunge toate stările care au fost în trecut, dar nu, nu înseamnă că tu sfințești animale, ziduri, mașini, nu. E. e o credință strămoșească care nu are suport biblic. Nu are suport biblic. Dar, în funcție de zona în care a trăit un om, mai ales în România, există foarte multe tradiții de felul ăsta, că și că dacă vine o pisică neagră prin fața ta, tu trebuie să faci nu știu câți pași în spate. Iertați-mă, eu fac pași în față, că nu prea îmi place da? Nu iubesc foarte mult căței, mai ales, da? Acolo cam fac pași în spate, că mă obligă frica de câini. Dar înțelegeți ideea că există o credință strămoșească, sunt oameni care nu mai pot să doarmă noaptea. De ce? Pentru că au trecut nu știu ce. Li s-au văzut nu știu ce pe la geam. Asta e o operație. Adică tu n-ai voie să crezi așa ceva. nu e biblic să credințe strămoșești care sunt descrise în Biblie ca fiind negative. Credința, dar o credință nu are nimic de a face cu asta. Sunt oameni botezați care vin la mărturizire și spun, frate, nu cumva ai problemă că s-a întâmplat asta. Și că am auzit că nu știu unde, pe munți, se întâmplă nu știu ce și nu știu ce fac nu, nu, nu știu cine. opriți o -vă, vă rog. Credința trebuie să aibă suport biblic. Amin. Credința trebuie să vină în urma auzirii și auzirea trebuie să vină prin cuvântul lui Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu. Nu credem orice, noi nu suntem creduli. Noi nu luăm orice ca fiind bun pentru noi. Dacă nu scriem Biblie, ne pare foarte rău, punem deoparte, adică și aruncăm, chiar și condamnăm. Uitați-vă, e o altă credință care nu e credința din 1 Corinteni 12 cu 9, dar o credință, e o credință mântuitoare. În momentul în care ai auzit Evanghelia, cum se spunea deja, cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit ție personal, ai acceptat că acest cuvânt al lui Dumnezeu e pentru tine, realizezi că în sufletul tău s-a întâmplat ceva, nu e de domeniul science fiction, adică imaginația, asta e realitate. Păi când vine cineva și îți mărturisește păcatele, când își plânge viața veche, când recunoaște că a trăit în lucru rău și departe de Dumnezeu, asta e lucrarea Duhului, dragii mei. Dar este o lucrare a cuvântului lui Dumnezeu care s-a așezat peste mintea ta, s-a așezat peste sistemul tău perceptiv. Ai perceput că e vorba despre tine, ai acceptat că e vorba despre tine. Credința vine numai în auzire, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17. Și asta e o credință mântuitoare. Dacă crezi din toată inima ta că Dumnezeu Tatăl a înviat pe Iisus Hristos din morți, dacă mărturisești cu, cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul, vei fi mântuit. Este o credință care te mântuiește. Aia este o credință care te zmulge din lumea păcatului și te pune în prezența lui Dumnezeu, în părăția lui Dumnezeu. Dar o credinței nu e o credință mântuitoare doar. Vreau să trecem mai departe și să observăm că darul credinței nu are nimic de a face cu o credință drăcească, o credință lipsită de fapte. Iacov 2,19 cu spune și draci cred. Și draci cred și se înfioară, au emoții. Ridică mâinile unii dintre ei. Unii dintre ei, da, au o emoție extraordinară încât vin din nou la evangelizare. Unii dintre ei derulează încă un show. Investesc mii de euro, zeci de mii de euro ca să aducă niște formații satanice în Cluj. Sper să nu mi-aducă la vară. Amin. Domnul să lucreze, să blocheze lucrările astea. Pentru că există putere în numele Lui Isus. O credință drăcească. Știți de ce? Pentru că omul ăla vine și cântă, îi se pornesc focurile de lumini, se pornește fumul pe el, primește o sumă, nu vă spun eu că nu contează cât primește, nu facem acum nicio informație de genul ăsta, dar însă el merge mai departe și se droghează. Ați auzit ce am zis? Înainte se urce pe scenă, își injectează cocaină în vene. M Ați auzit? Își ia sub limbă medicamentul ăla ca să aibă curaj să sară pe scenă și să zică ceamp, ciamp Se drogează, se credință drăcească. Pentru că din cuvinte despre Dumnezeu, oamenii ăștia vorbesc extraordinar despre Dumnezeu, să viața lor îi condamnă au o credință teoretică, folosesc cuvinte, o să-i auzi că spun ceva despre Giză, despre God, o să auzi că are ceva despre Dumnezeu și o să-ți crezi în mintea ta o stare de nesiguranță, cum mă, că zis despre Isus. Mai mult o să simți ceva, dar nu-i schimbat. Viața lui nu e nouă, e trăiește în păcat. Asta înseamnă că e o credință drăcească. Înșelăciunea nu vine la creștini prin ateism, înșelăciunea nu vine la creștini prin musulmani, înșelăciunea nu o să vină prin budiști și prin cei care cred în Confucius și în alți intermediatori de religii, În înșelăciunea la creștini o să vină printr-o formă de evlavie care tăgăduiește puterea lui Dumnezeu. Nu acceptați niciodată o astfel de credință. Când spui, da, eu cred în Dumnezeu, dar nu îți reglezi agenda după telefonul tău, ce vizionezi, cui îi trimiți mesaje, pe cine telefonezi, ce anturaje ai, să știi că aia nu e o credință lui Dumnezeu, mântuitoare. E o credință drăcească. Și dracii cred și se înfioară, dar, cuvântul Domnului spune Iacov 2 cu 20, n-au fapte vrednice de credința lor. Pe păi când s-a atins Dumnezeu de un om, omul ăla, de exemplu, Orbu Bartimeu, s-a retras din șansul vieții lui și-a aruncat haina veche, a mers după Mântuitorul Iisus Hristos, a primit o lumină nouă și în loc să fie interesat să-și găsească un job cu mai mulți bani, mai mult să câștige, a mers după Iisus Hristos și a mers pas la pas după Mântuitorul. Asta e o credință adevărată. Când te retragi din lumea păcatului, când renunți la lucrurile păcătoase, când nu mai trăiești în dualism religios, în timpul slujbelor, la biserica ta sau la biserica unde mergi, să fii foarte implicat, să fii foarte interesat, dar în viața ta personală să existe găuri spirituale. Credința sau darul Credinței nu este o credință ca învățătură sănătoasă, Credința Sfinților, care e o credință foarte bună. Să știți că Credința asta. N-avem voie să o schimbăm. Iuda 1 cu 2 și 3 zice, pe când voiam să vă spun despre credința, dată sfințulată pentru tot, am văzut silit să trec la alt subiect. Dar credința asta e importantă și există. Vreau să vă spun că credința mântuitoare, credința despre învățătura sănătoasă și credința ca roada a Duhului sau credincioșie nu anulează dar o credinței. Aproape că pot să spun că nu poți avea darul credinței dacă n-ai credința Tată Sfinților o dată pentru totdeauna, dacă n-ai o credință mântuitoare și dacă n-ai o credință ca roada Duhului. Tu nu poți să spui am darul credinței, fac minuni în numele Domnului prin Duhul Sfânt, dar în viața mea nu sunt mântuit. Sunt oameni care au fost mântuiți, au primit un dar și Dumnezeu le oferă încă șansa, bunătatea lui Dumnezeu încă li se oferă, dar pentru că ei au început să comite un păcat, se manifestă un dar prin ei. Și Dumnezeu se folosește de asemenea unei schele pe care o folosește un constructor. Când s-a terminat clădirea, schela e dată jos. Am întâlnit oameni care în ultimul, în ultimul an de slujire, înainte să aibă 65 de ani, să intre în acea perioadă de pensionare, era vorba de un slujitor, a fost dat pe față. Știți de ce? Pentru că n-a mai trăit credința mântuitoare. Pentru că n-a mai trăit credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Pentru că n-a mai rodit în acest bărbat, în acești oameni, Duhul Sfânt credincioșie. Și totuși, ce este credința sau darul credinței? Atunci când ne uităm în text, la versetul nou zice altuia credința, prin. Vedeți? La celelalte dar o zice altuia să vorbească despre înțelepciune, prin Duhul lui Dumnezeu la fel, da? altuia să vorbească despre cunoștință datorită același Duh, deja deci, o diferență, da? Și aici altuia credința prin același Duh. În greacă este pistis enton pneumatii. Adică credința prin același duh. E credința supranaturală dată de Duhului Dumnezeu. Vine prin Duhului Dumnezeu. Așa se face că nu poți să ai darul credinței dacă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt în prealabil. Dacă n-ai avut un moment care să-ți fie fixat în viață, în suflet, în inimă, despre care să zici, da, am fost botezat cu Duhul Sfânt și am vorbit în alte limbi. Este semnul inițial, cum bine știți că am subliniat de mai multe ori, al botezului cu Duhul Sfânt. Deci darul credinței este o credință prin Duhul. Ea nu depinde de oameni. Ea nu depinde nici măcar de faptul că tu accepti, la fel ca și în cazul credinței mântuitoare, auzirea trece la acceptare. Aici e o credință a Duhului, nu e a ta care se poate manifesta prin tine, da, trebuie să-i dai acord, dar nu depinde de tine, de identitatea ta. Doar că trebuie să fii mântuit ca să poți să treci, să fii folosit de Dumnezeu și să fii băzat cu Duhul Sfânt. E o credință supranaturală dată de Duhului Dumnezeu. Acest dar e un dar supranatural al Duhului Sfânt, ce se manifestă printr-o convingere divină. Convingerea asta nu depinde de coeficientul tău de inteligență. Foarte important, Rezi, nu depinde de bagajul tău informațional, nu depinde de câte școli ai terminat, nu depinde prin ce ai trecut în viață. Este un dar al credinței care se manifestă printr-o convingere divină, e de la Duhul Sfânt, că se va derula un anumit eveniment sau un anumit plan ce Dumnezeu are în planul său și asta se va întâmpla, ai convingerea asta că se va întâmpla, în pofida tuturor condițiilor nefavorabile. Deci chiar dacă în jurul tău totul zice nu, nu, nu. E ca și cum cineva ar fi bolnav de cancer în fază terminală, metasează. Și cuiva dintre noi care e botezat cu Duhul Sfânt, Domnul vrea să se manifeste prin el darul credinței. Și Duhul Sfânt îi spune, vezi, eu vreau să lucrez cu vindecare în dreptul acestui caz. Și când ai convingerea asta de la Duhul Sfânt, nu trebuie să mai stai să te întrebi ce zice cu tare, ce zice cu tare, ce părere cu tare. Nu. Asta e o convingere divină, venirea de la Dumnezeu. Nu depinde de umanitate. E foarte important să le ținem azi. Da? Este o credință care îi dă credinciosului convingerea divină că ceva miraculos e gata să aibă loc. Și că această lucrare a lui Dumnezeu vrea să-l folosească pe acest credincios ca instrument prin care să se realizeze acel lucru supranatural. De aceea darul se manifestă prin acea persoană. Cum se manifestă? Întotdeauna îl determină pe credincios să fie foarte hotărât. Când o să vezi un om care are darul credinței, omul ăsta nu depinde de alții. Nu o să întrebe ce părere aveți, de ce. El deja e ferm, e hotărât, știe clar că Duhul lui Dumnezeu vrea să facă lucrul ăla. E planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să-l deruleze într-un mod supranatural când o să ajungem la cazul concret de din Biblie, o să vedem că oamenii aceștia lui Dumnezeu au avut o fermitate care au depășit orice împotrivire. Nu au luat în seamă barierele care s-au ridicat împotriva lor. De ce? Era darul credinței. Este o credință dată prin Duhul, rețineți, nu credinciosul crede, ci Duhul credinței din el. Este foarte important de reținut. Pentru că s-ar putea în viața ta, în momentul în care ai darul credinței, să existe o Imposibilitate, te gândești foarte clar și zici: "Mă nu se poate întâmpla asta." Nu-i credința ta, e darul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că nu deții tu acea credință. Este un dar. La fiecare prezență a darului credinței, este o nouă manifestare a Duhului Sfânt în viața celui credincios. Duhul credinței, Duhul face asta. E darul Duhului Sfânt. Credința mântuitoare e o credință pe care o primim citind cuvântul lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, o primim, da, într-adevăr ca un dar al lui Dumnezeu din cauza cadrului pe care ne-l oferă Dumnezeu. Dar noi avem o accepțiune. Când vine darul credinței, aici vine o credință a Duhului. Ce fascinant! Duhul lui Dumnezeu să vină în tine și să-ți ofere o fermitate. Să știi clar, uite, lucrul ăsta se va întâmpla pentru că vrea Duhul lui Dumnezeu. Să vină sute de oameni și să-ți spună lucrul ăsta, nu se va întâmpla. Și tu să fii convins, tu să fii convinsă, pentru că Duhul din tine îți spune asta. Vreau să vă spun ceva, în momentul în care lucrează darul credinței, nu e nevoie de demonstrații. Oamenii care au darul credinței, nu o să se certe ca să le demonstreze oamenilor că așa se va întâmpla. Oamenii care au darul credinței manifestă lucrarea asta a Duhului, sunt foarte liniștiți. Am văzut oameni care au darul acesta, sunt foarte liniștiți și doar atât spun. Știu sigur că asta se întâmplă. Și sunt oameni care scrâșnesc din dinți, oameni nervoși, supărați, care uh, vor să spună nu e nu posibil, nu e adevărat ce zici. Și trece timpul și ce-o zis omul ăla lui Dumnezeu se întâmplă ad literam. De ce? E darul credinței. E un dar de la Duhul Sfânt. Aș vrea să continuăm să vedem cum se manifestă. Duhul, prin intervenția sa, îi dă credinciosului atât viziunea pentru ceea ce trebuie realizat, cât și convingerea că se va face lucrul acela în numele Lui Isus. Niciodată darul credinței nu se utilizează pentru un scop personal. Niciodată darul credinței nu îl va ridica la un alt nivel față de frații lui, față de surorile lui, pe un frate sau pe o soră care are darul credinței. Întotdeauna omul acesta se va retrage în spatele cortinei și va zice, lucrul acesta s-a făcut în numele Lui Iisus. Viziunea asta o primești de la Duhul lui Dumnezeu și atât de clar e ca și cum știi că stai pe o anumită culoare, pe de parchet, pe o anumită bancă. E ca și cum știi exact unde stai, dar tu vrei prin Duhul că Dumnezeu lucrează ceea ce nu văd oamenii în urma acestei credințe pline de îndrăzneală. Vedeți, e nevoie de o îndrăzneală sfântă. De ce? Pentru că lucrul care trebuie să se deruleze este invizibil. N-are de-a face cu lucrurile tangibile, cu simțurile cele cinci. Dar o credință e deasupra simțurilor umane. Trebuie să primești o îndrăzneală sfântă. Dar când ai darul acesta, rămân rezultate. Se întâmplă minunea. Au loc experiențe supranaturale, prin intermediul cărora întotdeauna rețineți. Numai Dumnezeu este înălțat. Și biserica spiritual este zidită. Niciodată nu trebuie să fie ridicat un om, un grup de oameni. Nu. Întotdeauna prin darul credinței este înălțat Dumnezeu. Întotdeauna biserica este edificată, este ridicată. Vezi oameni care se ridică. Vă dau niște exemple prin Duhul poate să spună Domnul că o persoană din sală are când suicidal, are un plan bine întocmit și trebuie să-l deruleze în seara asta. Și Domnul îți spune, vezi că trebuie să mergi pe drumul cu tare. Da? Aici intră în legătură mult și dar o cunoștinței. Și Domnul spune prin credință, vreau să mă implic prin tine să faci asta. Vreau să pui mâna pe telefon și să vorbești cu persoana asta. Vreau să te implici în lucrarea asta. Primată, o să poți găsi o, o situație în care omul nu-i de acord, când omul se supără, zice cum, de ce ai făcut asta, de ce tocmai la mine ai venit. Există momente în care omul ridică un zid prin care nu-și prezintă realitatea vieții lui, sufletul lui, ce are el în inimă. Ei, prin darul credinței, ai capacitatea să fii ferm, să fii sigur, să știi clar că lui Dumnezeu a vorbit. Eram în clădirea acestei biserici la demisol și vorbeam cu un bărbat în nu urmă cu ceva vreme. Au trecut aproximativ 5 ani de atunci. Era un bărbat care nu din biserica noastră, nu l-a mai văzut niciodată de atunci. A venit și a spus ceva despre viața lui, n-am voie să vă spun ce. I-am zis, în dreptul acelei situații există un număr. Eu nu mai știu ce număr, șase, de exemplu. A zis, nu-i adevărat. Sunt numai trei. A zis, nu sunt șase. A zis, da, noi doi nu ne certăm. Nu se va termina ziua asta, am spus, până când o să recunoașteți că șase este cifra, nu trei. Au venit și alte persoane, în fine, am urcat sus, m am așezat acolo undeva, unde e microfonul ăla, așa? pentru că acolo era loc în seara aceea. Nu mi-am dat seama că stau exact în fața unui bărbat care la consiliere m-a contrazis a zis că nu e adevărat. Ce zic? A trecut o jumătate de oră. O jumătate de oră a trecut și bărbatul ăla m-a bătut pe umăr. Și a zis, uh, pot să vă spun ceva? Nici nu că spatele meu. N-am apucat să salu pe nimeni din jur ca să-l deranjez. Și a zis, frate, care sunt șase. Mă înțelegeți ce zic? noi imaginați-vă că în timpul ăla în care eu am continuat să stau la dispoziția Domnului, puteam să devin supărat puteam să mă supăr pe Dumnezeu, puteam să mă contrazic cu Domnul, da? Și puteam să-i spui Domnului, Doamne, cum te-ai îngăduit asta? Mă faci de minune? I-a spus foarte clar. O să vină ziua de azi, o oră, nu știu când, dar dacă nu fizic o să-mi spui, o să mă suni și o să recunoști că șase. Pentru că ce zice Duhul Dumnezeu e da și amin. Asta înseamnă să ai liniște. Asta înseamnă să nu intri în conflicte, în dueluri. Asta înseamnă să nu încerci să-ți demonstrezi dreptatea. De ce nu e dreptatea ta? E dreptatea Duhului. Nu tu lucrezi, lucrează Duhului Dumnezeu. Nu tu faci ceva, lucrează Duhul Sfânt. Așa că n-ai niciun merit, n-ai niciun motiv să te lauzi și n-ai niciun motiv să te superi. Dacă Domnul îngăduie o vreme, o vreme să fii bajocorită sau să fii bajocorit pentru lucrarea sa, ce poți face tu? Rămâi la dispoziția Domnului. Întotdeauna darul credinței va acționa în acord cu principiile Scripturii. Să nu cumva să folosiți darul credinței ca să spuneți că puteți divorța. Voi nu aveți niciun gând de felul ăsta că nici măcar o să fieți că cum să divorțați. Dar ați priceput ce vreau să zic. Unii spun, mi-a arătat mie Domnul, mi s-a descoperit mie. Am primit prin darul credinței că trebuie să faci asta, prietene. Revinoți. Pentru că ceea ce vrei să prezinți contrazice cartea asta numită Biblia. Să nu spui că prin tarul credinței îți dă Domnul voie să minți. Să nu -mi spui că prin tarul credinței Domnul îți dă voie să copii la examene. Hai, așa credința am primit că am văzut la, la 5 metri în față. I-am văzut pe foaie ce o scris la examen. Zero, să nu-i credință. Să i vedere. Să i da, înțelegeți? Să nu spui că prin credință sau prin tarul credinței Domnul ci că te ajută să faci o falsitate în acte economice. Satana te ajută, Domnul nici într-un caz. Deci darul credinței întotdeauna colaborează și nu doar colaborează, lucrează strict cu Scriptura. Întotdeauna când vrei și să pretinzi că te-a folosit Dumnezeu prin darul credinței sau prin orice alt dar al Duhului, tu trebuie să găsești suport biblic pentru ceea ce faci. Indicat ar fi, cum vă spun și vă repet, să ai minim două cazuri, dacă se poate, independente, care să nu fie din Evangheliile sinoptice, care prezintă aceleași evenimente cu narațiuni din perspective diferite, da? și să ai argumente biblice pentru ceea ce faci tu. Să găsești întotdeauna o imagine biblică sau două care îți argumentează fapta pe care trebuie să o faci. Da? O lucrare a lui Dumnezeu. O lucrare pe care Dumnezeu o derulează în acord cu Scriptura. Duhul Sfânt nu lucrează în paralel cu Biblia. Nici în contradicție cu Biblia. Duhul Sfânt lucrează în îngemânare cu Biblia. De ce? Cine este autorul Scripturii? Cine a inspirat-o? E Duhul lui Dumnezeu. N-are cum odată să spună într-un fel și acum în alt fel. Nu se poate. N-are cum să se contrazică. Dumnezeu nu se poate dăgădui pe sine însuși. Singurul lucru pe care nu poate să facă Dumnezeu este că nu poate să mintă. Nu se poate contrazice. El dacă a zis că e alb, alb rămâne. Indiferent ce spune România, Spania, Germania, America, Noua Zeelandă, Australia, indiferent ce spune tot globul pământesc, dacă a zis Dumnezeu că e așa, așa e. Vreau să vedem cum lucrează credincioșii cărora Duhul le-a dat acest dar. Cred cu tărie promisiunile Domnului, asta e foarte important. Poate că în viața ta ai avut promisiuni din partea Domnului și au trecut ani, luni, poate chiar zeci de ani și nu se întâmplă promisiunea aia lui Dumnezeu. Și stai uneori într-un moment așa de îngândurare, de emoție și zici, Doamne, unde ești? Și Dumnezeu zice, eu sunt pe tron. Întrebarea e, nu unde sunt eu, zice Dumnezeu. Întrebarea e, unde ești tu? Unde ești tu vis-a-vis -vis de promisiunile pe care eu ți le-am făcut? Dacă vrei cu adevărat să lucreze darul credinței prin tine, tu trebuie să crezi cu tărie. Promisiunile Domnului rămân în picioare. Eu cred că Dumnezeu ce a promis împlinește, indiferent ce consecințe vor avea acele împliniri ale promisiunilor lui Dumnezeu. Indiferent ce fel de taf trebuie să teacă în fața promisiunilor Domnului. Vedeți? Suntem în preajma asta în care ne-am reamintit despre botezul Mântuitorului, despre faptul că Ioan Botezător a fost un mesager al lui Dumnezeu. Uitați-vă că planul lui Dumnezeu eu era un plan care parcă falimenta. De 400 de ani, între Maleahii și Matei, există 400 de ani de istorie în care parcă Dumnezeu tace. Parcă lui Dumnezeu nu-i mai pasă. Parcă Dumnezeu nu-i mai implicat în tot ce a promis. Da, sunt și alte scrieri, dar noi intrăm acum în detalii. În scrierile canonice din Vechiul Testament și Noul Testament există o diferență de 400 de ani în care nu se mai aude așa vorbește Domnul. Nici o promisiune. 400 de ani Dumnezeu parcă e pămut. După 400 de ani de tăcere, Dumnezeu creează contextul necesar să aducă împlinirea promisiunii. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu pune în stand -by o familie. Dumnezeu blochează familia lui Zaria și a Elisabetei și nu le dă copii zeci de ani. Zeci de ani. Ce faci, Doamne, cu familia asta care e o familie de oameni sfinți? Tu chiar îți joc de ei? Chiar nu-ți pasă de ei? Chiar nu te interesează de Zaria că merge la altar, se roagă și ziua și noaptea, se roagă și a ajuns la un moment în care aproape că nici nu mai are chef să se roage. Pentru ce se strage dacă de zeci de ani tu nu-i răspunzi la rugăciune? Vor zice sceptici. Știți că Dumnezeu e în controlul istoriei? Știți că Dumnezeu pune pe pauză familia asta, o face stiarpă pe Elisabeta pentru că trebuia neapărat să se nască pe planeta Terra promisul Ioan Botezătorul din Isaia 40, din Maliahii capitolul 4, iată că va veni cel ce va tasa drumul, va pava drumul înaintea lui Mesia. Și Ioan nu avea voie să fie mai în vârstă decât cu șase ani. Șase luni, iertați-vă. Trebuia să fie cu șase luni mai bătrân, cu ghilimele, decât Isus. Și pentru că planul mesianic era înfipt în istorie, exact la data în care trebuia să vină Mesia pe pământ, Dumnezeu ține o familie în stand-by și zice, nu o să vă dau copii și o să-și toți ăștia și o să -și bată joc de voi și o să vă ironizeze. Iată ce-o o Domnul. Lasă că știu eu că e păcătos. Lasă-i să vorbească, zice Domnul. Ți-am promis că îți dau un fiu? O să-ți dau. De ce îl ții, Doamne, pe Zaharia la altar? De ce stă omul ăsta și aduce jerfă când nimic nu-i convine, când totul merge pe-andoasele în viață? Pentru că el e credincios și credincioșia lui derulează planul meu. Îmi dă posibilitatea să-l implic în planurile mele pentru că se face compatibil cu voia mea suverană. Și tace Zaria, și tace Elizabeth. Și într-o zi când, aparent, întâmplător, e tras la sorți numele Lui. Când tot se roagă afară și trece o oră probabil și trec două și trece timpul mult mai mult decât ar fi trebuit să treacă până când se iasă de la slujbă, când a venit momentul tămăierii, zice Biblia, la marginea altarului, la dreapta altarului s-a coborât un înger. Și îngerul i-a zis, Zahario, rugăciunea ta a fost ascultată. Iată că Soția ta Elisabeta va fi însărcinată și va naște un fiu. Va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan, el va fi mare și va fi cel ce merge înaintea celui prea înalt. Acum Zaharia e momentul în care se amână cu unii dintre noi. Și Zaharia zice, trebuie să vii mai repede. Pare rău. E cam imposibil. Cum se va face lucrul ăsta pentru că eu sunt bătrân? Și nevasta mea, cum zice, e bătrână? Nu. Știți că de la Zaria am învățat să vorbesc frumos despre Alexandra. El zice, soția mea, Elisabeta, e înainitată, nu mă vârstă, nu e bătrână. Și dintr-o dată, îngerul zice, pentru că n-ai crezut. Dar, Doamne, spre eu, trebuie să fac slujbă, trebuie să mă duc nouul luni la altar, dacă mă tragă ară la sorți. Cum, mă pui pe Imaginați-vă ce a făcut omul ăsta când a ieșit afară să le explice. Nu vreau să fac acum asemne asemănătoare, dar imaginați-vă. Și după zeci de ani în care cerul tace pentru Zaharia, cerul tace pentru Elisabeta, Dumnezeu îi dă și muțenie. No, asta chiar e grea. Pentru că vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu are un plan cu viața ta, îl derulează cu siguranță. Singura ta emoție este să fii sfânt. Să rămâi lângă Dumnezeu. Să rămâi în planul lui Dumnezeu. Să nu ieși din parametrii Scripturii. Să nu faci lucruri care să l determine pe Dumnezeu să te scoată din planul lui pentru că nu mai poate lucra din cauza păcatului tău și trebuie să leagă pe altcineva. Zaria și Elisabeta au rămas neprihăniți și sfânți înaintea Domnului. Rămâi neprihăniți și sfânt să poată lucra Domnul cu tine. Și după zeci de ani de tăcere, Domnul îi zice: Îți mai dau nouă luni de muțenie. Acum, și dacă ai vrea să murmuri, s-a dus glasul. Oare câți dintre noi a merita să intrăm așa într-un fel de muțenie? De că am comentat, că nu ne-au plăcut, că, nu, că ce te tace Domnul? Nu vine, nu intervine, nu rezolvă, nu e implicat, nu-i pasă. Păi nu știu cine ar mai predica și cine ar mai cânta pe la noi. Dacă înțelegeți ce zic? Dar vedeți că murmurul e calificat și la nivel de minte, nu doar la nivel de glas. Să crezi cu tărie promisiunile Domnului. Au venit toți și au înconjurat-o pe Elisabeta și au zis, extraordinar, după zeci de ani, s-a născut un băiat. Puneți numele cum vrea localitatea, cum vrea trendul, cum vrea, cum e la modă. Puneți numele după numele Tatălui lor și spuneți că va fi numit Să fie recunoscute arhivele, certificatele, toate, tot ce există, toate proprietățile, să fie ușor de identificat din ce simți ei. Și mama zice, nu, 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 nu. Eu am o promisiune de la Dumnezeu. Și promisiunea lui Dumnezeu mi-a zis că bărbatul meu comunică foarte strâns cu mine, noi doi vorbim foarte bine, nu vorbim așa în stil foarte uh, animalic. Ai mâncat? Aha. Uh -huh. Ești bine? Uh. Știți? Expresii de -astea, așa, care nu mai știu vorbi oamenii. Fac cu semne. Da? Asta este un fel de muțenie și asta. Da? Vorbeau frumos între ei. Și mama zice nu. Numele lui e scris în cer. Numele lui este Ioan. Îi se dă o tabliță, și în timp ce vrea să scrie, zice: Numele lui nu a fost, nu va fi. Numele lui este Ioan. Nu știu care e promisiunea lui Dumnezeu din viața ta, nu știu care e domeniul în care Dumnezeu parcă mărșăluiești spiritual. M-am uitat în Biblie și întotdeauna când Dumnezeu a trecut un om sau o familie prin circunstanțe grele. Dumnezeu a avut un plan extraordinar. Să crezi promisiunile Domnului cu tărie. Când li s-a deschis gura lui Zaharia, s-a auzit așa o murmură șoaptă, toți spuneau aceeași întrebare. Oare ce va fi copilul acesta? De ce Dumnezeu pune pământ planeta în familia asta? De ce oprește parcă timpul loc? Știți de ce? Pentru că trebuia să meargă în fața lui Isus un bărbat îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă încins la brâu cu curia care mănâncă lăcuste și miere sălbatică e efectiv scos afară din tot ce înseamnă societate pus deoparte pentru Dumnezeu și să strige pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Planul lui Dumnezeu rămâne plan. Nu încerca să muți nici măcar un milimetru planul lui Dumnezeu mai în față, mai în stânga, mai în dreapta, mai în spate. Lasă-l acolo unde Că planul lui Dumnezeu rămâne plan. Să crezi cu tărie și când crezi cu tărie promisiunile Domnului, devin reale pentru ceilalți și pentru tine. Să înseamnă dar credinței. Să iei decizii în acord cu convingerea aceea de plină primită de la Duhul Sfânt, chiar dacă vei îndepărta toate piedicele chiar dacă vei face abstracție de barierele care se ridică, chiar dacă nu vei suporta ideea să accepti acea barieră, acel gând al celui rău. Cine are darul acesta, frații sau surorile, arată puterea și planul Domnului Isus prin faptul că înaintează în timp ce ceilalți din jurul lor se potignesc. Când unii 70 de ucenici au zis prea de tot, cum să mâncăm trupul Domnului și să bem sângele Domnului? Dar nu este canibali? Logica mică, stai cu minte un pic. Stai cu minte un pic. Nu băga prea multă logică când e vorba de credință. Pentru că această credință nu doar contrazice logica, o depășește diferența între, între, între logică și credință e ca și cum ai merge pe o bicicletă cu logica da, mergi, pedalezi, altfel stai jos dar când ești prin credință e ca și cum ai merge cu un elicopter, zbor dintr-o dată, e deasupra tuturor barierilor care sunt la nivel uman, Duhul lui Dumnezeu te ridică deasupra, tu vezi de sus tot, prin credință ce vrea Dumnezeu să-ți arate, nu vezi chiar tot ce vrea Dumnezeu, tot ce vrea Dumnezeu se arată planul lui Dumnezeu când alții se retrag Oamenii care au acest dar, îi cer lui Dumnezeu toate resursele necesare pentru derularea planului primit prin Duhul. Se încred absolut în puterea și în mijloacele Domnului, care toate sunt în acord cu Scriptura. Depășesc uneori inteligența umană, alteori chiar o sfidează, pentru că vrea Dumnezeu să râdă în cer de oamenii care sunt prea necredincioși ca să se încreadă în Dumnezeu primești resurse, te încrezi absolut în puterea Domnului și primești și în mijloacele. Uitați-vă pe muntele Carmel. Explicați-mi cum a coborât foc din cer. 850 de proroci falși. Popularitatea ar fi indicat că prorocii lui Bal și aia asta te, trebuie să câștige lupta. Există un altar al lui Ilie și undeva departe, ca și cum ar fi în afara clădirii, dar pe același munte, e un alt altar. Trebuie să încapă acolo 850 de proroci. Ăștia nu sunt doar simpatizanți, ăștia prorocesc. 850. Imaginați-vă că ar fi clădirea plină. De 850 de proroci falși și un singur proroc adevărat. Și prorocul ăsta zice, facem un test. Dumnezeul adevărat parcă îl pune pe Dumnezeu într-o ecuație interesantă. Parcă ar sădi îndoială, aparent. Unii ar zice, pe păi cum? Cum să nu crezi că Dumnezeu e adevărat? Ba da, zice Ilie, eu cred că Dumnezeu Iagve, Dumnezeul meu e Dumnezeu adevărat, însă trebuie să întorc fața acestei națiuni spre Dumnezeu și pentru asta activez darul credinței. Eu cred, a zis Ilie, asta era credința lui. Ridic un altar conform Scripturii, pun 12 pietre după numărul celor 12 seminții ca să fie implicați toți. Și Iuda, și Beniamin, și Efraim, și Manase, și toți, Zabulom, Neftali, toți să fie implicați. Și cei care nu prea cred, și cei care care nu prea sunt interesați, toți să fie implicați ridic altarul, fac șanț în jurul altarului pun apă ca să fie dată la o parte orice suspiciune orice sceptic să nu mai aibă argumente, pun 12 găleți de apă, le torn peste miel peste junc juncul îmbibat de apă apa e peste tot și s-a umplut și șanțul îi las pe ei primii le dau voi ore în șir de dimineața până seara. Ăștia strigă, ăștia sar. Vedeți unde e săritura. Jump, hai, săriți. Faceți ce vreți, faceți să vă tăie turzi. Săriți, dați din cap, din plete. De ce vreți voi? Săriți cât vreți. Un bărbat liniștit se apropie de altar în clipa când se aducea jertfa de seară. Bărbatul ăsta trăia curat. Trăia cu Dumnezeu. Bărbatul ăsta avea Biblia în el. Băiatul ăsta avea o viață sfântă. Bărbatul să trăia de partea Domnului. Fără să facă rugăciune prea lungă, dar stați liniștiți că au avut momente care au făcut rugăciuni lungi. Și chiar în public o trebuie să le facă unul dintre ele de șapte ori s-au pus cu capul între genunchi ca să vină înapoi ploaia. Că nu reapărat rugăciunile lungi sau scurte sunt ascultate, ci rugăciunile făcute după voia Domnului în momentul potrivit. Are darul credinței în el. Și el crede și zice așa, când mă rog, după ce termin rugăciunea, o să coboare foc din ger. De unde știi tu asta, Ilie? Ilie avea peste el Duhul lui Dumnezeu și avea în el manifestat în acel moment pe caramel darul credinței. De unde știi tu, Ilie, că nu o să ploaie în țară decât după cuvântul tău? Și nu zici asta la niște oameni de vârsta ta, așa, foarte puțin influenți. Mergi și trimiți vorba la împărat și spui, fii atent, ascultă-mă, așa vorbește Domnul, nici în țară, nici în zona unde locuiești tu, nu va ploa deloc decât după cuvântul meu. De unde e tu credința asta? Elie zice, am darul credinței și sunt convins că asta o să se întâmple. Va coborî foc din cer. Am convingerea asta, pun în aplicare toate căile necesare, toți pașii, pășesc ferm, n-am emoții. Nu zic dacă Dumnezeu va vrea să vorbească prin foc, nu. Eu le zic clar, Dumnezeu meu va răspunde prin foc și Dumnezeu adevărat e Dumnezeu care răspunde prin foc. Și calcă prin credință. Și termină rugăciunea și imaginați-vă că toate cohortele demonice din 850 de proști, din tot poporul la care marea majoritate dintre ele și căpăta din ambele picioare, toți sunt plini, au peste ei așa posesiuni demonice, un strigă, nervoși, supărați. Și un singur bărbat e conectat la voia lui Dumnezeu. Și bea așteaptă, e o presiune extraordinară, nu poți să-ți imaginezi ce acolo. Niciunul n-a trecut prin așa ceva. Ilia are darul credinței și coboară foc din cer. Focul din cer mistuie jerfa. Atât de puternic e focul încât se coboară peste marginea altarului, coboară până la extremitatea de jos și efectiv extrage apa, o usucă. Focul arde tare. Nu mai rămâne niciun picur de apă. Să nu zică ăștia, o, pe o bătut soarele, reflectat, nu știu ce, s a aprins jerfa. Nu. Dar o credință Sunt peste 250 de suflete care riscă să moară imaginează vă că ai fi în acest naufragiu și toți ar zice, de 14 zile murim. Murim, murim, cu siguranță murim. Faptele Apostolului 27 e un pasaj sinistru. 276 de suflete erau în corabie. Au pornit fără Dumnezeu, au pornit fără să-l asculte pe Sfântul Pavel, au pornit bazându-se că ei conduc bine și au ajuns la faliment. De 14 zile așa de mare e furtuna, încă nu se mai vede soarele. Ascultați ce spune Biblia, versetul 18. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtuna, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Cum să mai ajungi la mal când nu mai ai nici măcar instrumente care să-ți ajute cu corabia? Soarele și stelele nu s-au mai văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică. Nu știu dacă ai trecut vreodată prin asta. Încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Și că a vrut un moment în care să intri în camera ta și să ai senzația că crapă pământul și că se strică tot în jurul tău. Că totul se face praf. Spatele lui e o, e, o, e, o, e o povară la 276 de suflete care vor merge în iad. Vă păi, dați seama ce e asta? o povară spirituală adâncă. Lui Pavel îi pasă. În mijlocul furtunii primește un cuvânt de la Dumnezeu și ascultați ce zice. Am încredere în Dumnezeu. Azi noapte, un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt, e foarte important să știi al cui ești când treci prin greu. Când povara problemelor tale îți apasă pe ceafă, pe suflet, pe inimă, când te împânzesc veștile, când situațiile nefavorabile, scrisori medicale, atacuri demonice, dușmani spirituali, invidii, răutăți, dorințe de a te ataca, vin tine și blochează mintea în momentul ăla e foarte important să știi al cuiești. ești. Să realizezi că în controlul vieții tale nu e un om, nu e un predicator, nu e un pastor, nu e un comitet, nu e o biserică. Este Isus. Când mergi, voi n-ați păsit probabil niciunul dintre voi și nu vă doresc. Sunt oameni care mi-au spus să -mi mergi pe holul spitalului, știind clar că nevasta mea este o boală terminală și că nu mai am nicio șansă am simțit că mă fac mic, am vrut să mă transform într-o furnică și să dispar de pe planet. N-am vrut să mai dau piept cu problemele astea. În momentul ăla, un singur lucru mi-a dat tărie. Eu m-am întâlnit cu Isus, eu mi-am predat viața Domnului, eu sunt mântuitul lui Dumnezeu, nevasta mea e salvată, eu l-am pe Domnul ca salvator, eu mă încred în Dumnezeu și am primit un mesaj. Și prin SMS-ul mi a mi-a zis Duhul Sfânt să știi că nevasta ta va fi vindecată. Nu va trece anul până când nu va fi atinsă de o mână supranaturală care o să vindece. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu, să crezi în puterea Domnului și această siguranță că Dumnezeul tău este viu, am încredere în Dumnezeu pe care slujesc să nu moare, Dumnezeul meu nu falimentează când dau de greu, când sunt în imposibilitate, Dumnezeu e prezent și țineți minte, am, am, curaj să mă duc la El pentru că îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului, crapă pământul, se dizolvă corabia, Bucată de bucată de, 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 lemn se distruge. O să ajungeți pe, pe, pe lespes. nu știu cum ajungeți. Totul se face praf. Singura pierdere va fi a corabiei. Ce logică e asta, vă vreau? să spună corabia se dizolvă, corabia va fi distrusă și voi ajungeți toți te fer la mal. Știți de ce? Am un plan cu Pavel, trebuie să-l duc la Roma. Și Dumnezeu învârte planeta și Dumnezeu îngăduie furtuna și Dumnezeu îngăduie falimentul. Că nu întotdeauna când ești în planul lui Dumnezeu o să mergi pe flori, pe bucurii și pe osanale. O să ai momente în care furtuna bate puternic în corabia ta. Se sfărâmă uneori și corabia. Se distruge casa, mașina, contul, posibilitățile. Hristos rămâne pe tron. Hristos conduce istoria. Dumnezeu te duce teafăr la mal. Aleluia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Au ajuns toți te fer la mal. Dar pentru asta a fost nevoie de un Pavel care să aibă darul credinței. Voi vi să vă ridicați. Aș vrea să stați în prezența Domnului împreună cu mine. Fiecare ne cercetăm, fiecare ne gândim la noi, fiecare ne analizăm viața noastră proprie. Nu știu dacă ai trecut vreodată printr-un moment de cumpă ca asta în care să se vadă dacă ai credință. În Timp ce ai ochii închiși, gândește-te bine dacă ai avut vreun moment dacă n-ai avut niciun moment de felul ăsta, de pe acum cere lui Dumnezeu putere, momente ca acelea, să nu-ți pierzi vorba Tări, la necas credința și nici nădejdea de ți e greu, nici dragostea când ești la bine. Când el îl pierzi pe Dumnezeu, să nu pierzi, să rămâi puternic, să rămâi loial lui Dumnezeu, să-i spui Domnului, Doamne, indiferent ce se întâmplă în viața mea, indiferent cât de greu o să fie în viață, Doamne, eu rămân de partea ta, eu rămân al tău, eu rămân, Doamne, Dumnezeu le prins cu ambele mâini, cu toată viața mea, mă țin legat de tine, te iubesc, Doamne, rămân lângă tine, în greu, în lovituri, în defăimări, în împotriviri, în bariere când nimic nu merge bine, când totul merge de antoaselea, vorba românească, eu rămân încă prezența ta, eu rămân de partea ta, eu te iubesc, Doamne, eu te iubesc, Doamne, știu că tu ești Dumnezeul meu, știu că tu mi-ai dat, Doamne, această salvare prin credință, să mulțumesc că mi-ai mântuit sufletul, că m-ai născut din nou, că ai produs în mine o transformare, am intrat în legământ cu tine, Doamne, prin botezul în apă, te iubesc, Doamne, nu vin la biserică pentru oameni, vin pentru tine, vin pentru că am o relație specială cu tine și vreau să mă folosești după planul tău, după voi voia ta, Doamne. Vreau să cred, Doamne. Dăm acest dar când e nevoie, să se întâmple o minune, Doamne. Să vină o intervenție supranaturală. Cere lui Dumnezeu. Dumnezeu abia așteaptă să-ți dea darul pe care Duhul Sfânt îl are în plan pentru viața ta. Ne rugăm cu toții în prezența Domnului și cerem din partea Domnului să ne dea darul pe care Duhul Sfânt îl decide. Ne rugăm.